Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi o filă de istorie. Ofensiva armatei române împotriva anarhiștilor bolșevizați din Republica Democratică Moldovenească din 1918. La solicitarea sfatului țării Republicii Democratice Moldovenești, succesoarea guberniei Basarabia, armata română trece la acțiuni practice contra anarhiștilor bolșevizați, indisciplinați și insubordonați care părăseau frontul în valuri uriașe. Aceste unități de dezertori erau destul de mari, uneori până la nivelul unor armate, de exemplu a 6-a, a 11-a, etc. În Republica Democratică Moldovenească, fosta gubernie Basarabia, înfruntările militare din 1918-1919 s-au desfășurat îndeosebi de-a lungul Nistrului, de la Hotin până la Cetatea Albă și a Dunării de la Prut la Nistru. Ca urmare a mai multor solicitări venite de la Chișinău, ultima fiind din 6 ianuarie 1918, dar și din partea aliaților, guvernul român s-a decis de a-i folosi pe voluntarii ardeleni și bucovineni, unii veniți deja din Rusia pe frontul român, iar alții solicitați de la Darnița și Kiev. În seara de 6 ianuarie, în gara din Chișinău, sosește un detașament de voluntari ardeleni ce urmau să se pună la dispoziția sfatului țării. Forțele bolșevice, fiind anunțate telegrafic de la Tighina, i-au așteptat pregătite de luptă. În componență intra un regiment căzăcesc de cavalerie, o baterie rusă și mai multe companii de gardă conduse de Nastarum Kaabak. Voluntarii sunt luați prin surprindere în toiul nopții și siliți să se predea. Un alt detașament, ardeleano-bucovinean, înainta dinspre Iași pentru a-i ajuta pe tovarășilor, însă întâlnește o rezistență bolșevică dârză și e nevoită să se retragă în dreapta Prutului. Imediat în Basarabia vor intra ostașii diviziei a 11-a și regimentului 23 de cavalerii. Bender-Tighina. Operațiunea de alungare a trupelor sovietice din Bender-Tighina a fost încredințată detașamentului 22 condus de locotenent colonelul Macovescu. În executarea ei s-au săvârșit unele greșeli, ceea ce a dus la o încleștare deosebită. Eroarea aparține marelui cartier general, MCG, și conducerii diviziei 11, prin faptul că detașamentul era redus numeric față de inamic și nu s-a ținut cont de ostilitatea populației rusofone, precum și de specificul orașului prin cetatea militară medievală, oferindu-i dușmanului condiții prielnice de a duce lupte subterane. S-a pornit de la informații contradictorii și parțial inexacte. În zonă se află doar un regiment de ucrainieni pentru paza podului Tiraspol-Bender, care a ocupat orașul. În Bender e liniște, orașul nu e ocupat de inamic. De la Prut la Chișinău, divizia 11 fusese însoțită și de brigada 22, podul și gara nu sunt păzite de sovietici. Brigada 22 era alcătuită de fapt dintr-un batalion de infanterie, două companii de pionieri, un escadron de cavalerie și o baterie de artilerie. Plecarea s-a făcut la 15 ianuarie, detașamentul înaintând în cursul zilei de 16 ianuarie, pe dealurile din jurul Benderului a fost primit cu foc atât dinspre oraș cât și dinspre satele înconjurătoare. În seara de 16 ianuarie, trupele române ajung la est de calea ferată, dar din rațiunea de a nu fi atacați în timpul nopții, detașamentul a fost retras și cantonat în satul Bulboaca. Bolșevicii, în schimb, voiau să încercuiască detașamentul român ca să-i rupă legăturile cu divizia. Locotenent colonelul Macovescu cere imediat întăriri, iar în dimineața de 17 ianuarie, comandantul diviziei a trimis ca întărire încă un detașament, compus din două batalioane conduse de colonelul Meleca. Detașamentul are de înfruntat bande bolșevice, dar ajunge la destinație în seara zilei de 17 ianuarie. Apoi generalul Broșteanu trimite încă un batalion ajuns tot la Bulboaca în dimineața zilei de 19 ianuarie. Detașamentul de la Bender e compus din patru batalioane, un escadron și două baterii. La 18 ianuarie, divizia 11 trimite un detașament la Orghev, Orhei, unde trupe înarmate de sovietici devastau și prădau depozitele. Două batalioane de voluntari ce sunt îndreptate spre Chișinău și Bender sunt atacate de inamici și dezarmate în localitatea Căinari, 40 de kilometri la sud de Chișinău, deoarece comandantul nu dăduse ordin să tragă niciun foc în caz de întâlnire cu inamicul. În ziua de 20 ianuarie, detașamentul declanșează atacul, ocupând localitățile Lipcani, Borisovca și Varnița, situate la nord de oraș. Sosesc și alte întăriri, detașamentul ajungând la 5 baterii, 5 batalioane și un escadron. E declanșat un bombardament violent de artilerie asupra orașului, iar în ziua de 21 ianuarie, la ora 5 dimineața, detașamentul atacă prin surprindere și la ora 10 orașul este eliberat.
Armata română capturează un imens material feroviar și de război, între care un depozit de artilerie, având 800 de tunuri, adăpostit în cetate, și au produs inamicului mari pierderi de oameni, morți și răniți. Sunt formate mici garnizoane pentru apărarea gărilor, localităților și materialelor, iar în Bender e oprit doar un batalion. Artileria ocupă poziția Borisovka și Lipscani, având obiectiv podul și satul Parcani. E trimis un detașament de o companie și jumătate și o secție de artilerie în direcția sud-est de Bender, având misiunea de a alunga inamicul. Bolșevicii profită de dispersarea trupelor române și, fiind bine informați, la 23 ianuarie, declanșează o puternică contraofensivă dinspre Tiraspol, folosind mașini militare blindate și tunuri pe care le trec cu ușurință peste podul rămas intact și nepăzit în mod corespunzător. Atacul surpriză determină trupele române să se retragă la Berezovka, abandonând pozițiile. Trupele retrase se regrupează la Bulboaca, primesc întăriri două batalioane și la 24 ianuarie contraatacă. Înaintarea spre Bender se face pe trei coloane. În dimineața de 25 ianuarie, la ora 6, cele trei baterii ale detașamentului, împreună cu bateria Călăreață a Brigăzii 4 Roșiori, deschid un foc violent asupra Benderului, iar peste 20 de minute, infanteria pornește la atac. Între orele 11-12, orașul este recuperat de trupele române. Trupele bolșevice și susținătorilor respinse peste Nistru se retrag la Tiraspol. În această luptă, trupele române au pierdut 3 ofițeri și 138 de oameni din trupă. Benderul Tighina reprezenta un punct strategic militar de primă mărime, pentru că, așa cum s-a arătat, de la el plecau căile de acces ferate și rutiere spre Chișinău și Iași, precum și spre sudul Basarabiei. Cahul. La 10 ianuarie 1918, un detașament de ostași români alcătuit dintr-un escadron de cavalerie, două companii de infanterie, cu o secție de mitraliere au trecut prutul și au intrat în Cahul. La Bolgrad, generalul Coțbuc, comandantul armatei a 6-a rusă, i-a arestat, ceea ce a dus la o dezlănțuire a anarhiei în regiunea din stânga Prutului. În aceste împrejurări, marele cartier general hotărăște să trimită în Basarabia încă 3 divizii, a 13-a infanterie, 1 și 2 cavalerie. Misiunea lor era de a asigura ordinea pe căile ferate și normala funcționare a trenurilor și de a apăra populația de jafuri și distrugeri. Divizia 2 Cavalerie trebuia să asigure legăturile dintre diviziile 13 și 11, iar divizia 1 trebuia să acopere flancul stâng al trupelor ce operau în zona Chișinău-Bender. Constituirea Corpului 6 Armate Român. Până la 24 ianuarie 1918, cele patru divizii, aflate în Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, erau subordonate Marelui Cartier General Român, care hotărăște crearea, începând cu 25 ianuarie 1918, a Corpului 6 de Armată, condus de generalul de divizie Gheorghe Istrati, avându-l ca șef al statului major pe colonelul Dumitrescu. În componența Corpului 6 de Armată mai intrau Regimentul 5 Călăraș, repartizat lângă Divizia 11, flota de operațiuni navale, trupe însărcinate cu acoperirea deltei, două escadrile de aviație și un detașament de jandarmi rurali. Zona de operație a Corpului de Armată era cuprinsă între Prut, Dunăre, Sfântul Gheorghe, Nistru și nord până la Sorochi, Soroca, Ripiceni, Pripiceni, inclusiv. Misiunile Corpului 6 de Armată erau respingerea peste Nistru a trupelor bolșevice, asigurarea ordinii și circulației libere a trenurilor, formarea depozitelor necesare armatei române și altele. După estimările autorităților militare române, în Basarabia se aflau 46.000 de ostași ruși și ucrainieni, ostili românilor, dar aflați în stare de disoluție și anarhie. E astfel, divizia 1 de cavalerie, împărțită în mici detașamente, efectua deja operațiunile de dezarmare a satelor din regiunea de nord a Basarabiei. Divizia 2 de cavalerie, după ce dezarmează mai multe sate din zona Gura Galinii, trimite în ziua de 24 ianuarie Brigada 4 Roșior și o baterie Călăreață la Bulboaca, unde cooperează cu detașamentul Bender din Divizia 11 la recuperarea orașului în ziua de 25 ianuarie. La 17 februarie, detașamentele Diviziei 11 ajung în regiunea Talmaz, de unde supraveghea malul stâng al Nistrului. Divizia 11 trimite la 27 ianuarie un detașament în stânga Nistrului pentru a ocupa temporar localitatea Dubăsari. Divizia 13 opera în sud, participând alături de unitățile marine la luptele de eliberare a Chiliei, Ismailului, Cetății Albe, Acherman și orașul Vâlcov.
Cahul și Bolgrad. Prima s-a pus în mișcare divizia 13, plecând din dreapta Prutului din zona Bujor-Băneasa-Mestecan. Divizia 13 s-a împărțit în două detașamente. Detașamentul Prut a trecut râul pe la Vadul lui Sac și s-a îndreptat spre sud, ocupând peste 3 zile portul Reni, iar detașamentul Bolgrad trece pe la Oancea și ocupă Bolgradul la 19 ianuarie 1918. Ambele detașamente au întâmpinat reacții minore din partea inamicului. Divizia a doua de cavalerie a pornit din județul Fălciu, executând marșul în 3 etape, instalându-se în seara zilei de 20 ianuarie în localitatea Cimișlia. Divizia I de cavalerie, comandată de generalul Mihail Schina, se afla și ea tot în județul Fălciu, de unde s-a deplasat pe axa Huș-Bălți în 6 etape pe 3 coloane. Divizia a atacat la 23 ianuarie din toate părțile orașul Bălți, apărat de bolșevici și de soldați voluntari moldoveni, conduși de capitanul Popa. În aceea zi reușesc să ocupe orașul, dezarmându-i pe foștii aliați. La 25 ianuarie, brigada a doua de roșiori e trimisă la Cubolta, iar brigada a trei roșiori în regiunea Putinești, unde au procedat la dezarmarea dezertorilor ruși și la restabilirea ordinei. Ismail. Ajuns în regiunea Bolgrad, divizia 13, comandată de generalul Popescu, a trimis în seara de 20 ianuarie detașamentul colonelului Dragu, de forța 3 batalioane, 3 baterii și un escadron să ocupe Ismailul. Pentru a elibera orașul Ismail, detașamentul Dragu mai primește sprijin de la detașamentul colonelului Rotaru și flota operativă de pe Dunăre. Pentru intimidarea inamicului și ajutor în caz de nevoie, la periprava staționau 3 canoniere de tip Oltul. Vasele rusești se retrag în ordine, dar nu renunță la rezistență, oprindu-și flota la Vâlcov și întărindu-și flota aici. Răspunsul la gloanțele trase de inamic când trupele române se apropiau de Ismail a fost focul de artilerie deasupra orașului. Concomitent, infanteria a înaintat spre Ismail cu aripa sa stângă pentru a tăia retragerea revoluționarilor spre Chilia. Apoi, pe la ora 16, trupele române au pătruns în oraș, cooperând cu un detașament de marină. Portul a fost ocupat pe de-a întregul în acea noapte. Au fost capturate depozite de armament și s-a dispersat un periculos centru de agitație antiromânească. La Chilia Nou, armata română restabilește ordinea fără a întâmpina rezistență la 26 ianuarie. Apoi toate forțele militare române, de uscat sau de marină, s-au îndreptat spre Vâlcov. Atacul s-a conceput atât dinspre uscat, cât și dinspre apă. Forțele române trimise în obiectivul de luptă erau alcătuite din aproximativ 3 batalioane de infanterie, un escadron de cavalerie, circa 3 baterii de artilerie și un batalion mixt, trimis la periprava, vis-a-vis de malul drept al brațului Chilia, spre a constitui, împreună cu trupele de marine, un corp de debarcare în apropierea orașului. Pentru ocuparea Vâlcovului, comandantul divizia 13 a dat ordin de operații care priveau flota de operațiuni și detașamentul colonelului Dragu. Escadra de pe Dunăre trebuia să ocupe pozițiile amintite de tragere în noaptea de 27 ianuarie, dar în seara zilei precedente, vase ușoare rusești de război au tras asupra satului Periprava, unde se găseau companii din batalionul de debarcare, iar în ziua de 27 au încercat să debarce aici, dar au fost respinse. Bateria instalată în pădurea Periprave trage cu obuze în direcția portului Vâlcov, unde se vedea o mulțime de ostași inamici. Imediat, 3 vase ruse tip Donetsk și 10-12 baraje au deschis foc asupra monitoarelor românești aflate pe canalul Cernovca. Surprinse nepregătite, acestea sunt nevoite să se retragă. În consecință, s-a cerut comandamentului Corpului 6 de armată să aprobe amânarea operațiunii de ocupare a Vâlcovului, iar lupta să se reia pe uscat. La 29 ianuarie, detașamentul Dragu, ocolind portul pe la nord, a ocupat satele Galilești, Ghibărțeni și Zăbrieni. Dar artileria rusă de pe vase a bombardat Zăbrieni și detașamentul a trebuit să-l abandoneze. Apoi rușii bombardează biserica din Periprava, unde era observatorul artileriei române. Frigul, viscolul și zăpada făceau și mai grea ducerea luptei de către armata română. Pentru armata română, situația devenea critică și la 1 februarie s-a obținut aprobarea de a se răspunde și a contraataca. Două avioane au făcut recunoaștere asupra întregii zone. Artileria, trăgând spre Vâlcov, distruge turlele bisericilor rusă și lipoveană, care serveau inamicului drept punct de observare. Infanteria rusă atacă dinspre Zăbrieni, dar forțele române rezistă. Totuși, pentru a nu înregistra pierderi, detașamentul se retrage la Coviachi, lăsând în urmă doar posturi înaintate. Aici detașamentul e întărit cu noi trupe de cavalerie.
În același timp, infanteria română se extinde pe latura stângă, interceptând liniile de comunicație dinspre cetatea Alba Ackerman. Vâlcovul este blocat dinspre Uscat. Ambele forțe combatante săpau tranșee, deși vremea era greu de înfruntat. La 1 februarie, comandantul diviziei A13, aflat la Bolgrad, ordonă declanșarea contraofensivei. Greul luptei trebuia să-l ducă trupele marinei. Misiunea flotei române de apă era de a ocupa Vâlcovul, cooperând cu cele două detașamente de Uscat. Luptele româno-bolșevice s-au desfășurat cu intensitate maximă, îndeoseb cu artileria de mare și de pe Uscat până în ziua de 3 februarie. Sediul sovietului local din Vâlcov este lovit. Totodată sunt distruse și turlele bisericilor, iar vasele rusești nu-și mai puteau regla tirul. Unele vase eșuează, iar altele se retrag fără a fi tras măcar un obuz. Trupele bolșevice se îmbarcă pe vase și iau drumul spre mare cu direcția Odessa și Sevastopol. În ziua de 3 februarie, atât Vâlcovul cât și Zăbrienii au fost ocupate de trupele române, fără a întâlni vreo rezistență. Cu acest prilej au fost capturate mai multe șlepuri și o însemnată cantitate de materiale și muniți. Cetatea Albă. La 14 februarie 1918, Marele Cartier General, prin ordinul 8722, face cunoscut comandamentului Corpului 6 de Armată să treacă la eliberarea orașului Cetatea Albă, Ackerman, prin aruncarea inamicilor peste Nistru, să curețe satele de inamici și să supravegheze trecerile peste graniță pe porțiunea de la Corniar și Ialanca până la Cetatea Albă. Pentru aceasta, comandantul Corpului 6 de Armată a dispus în ziua de 15 februarie constituirea unui detașament mixt denumit Ackerman, pus sub comanda nemijlocită a șefului diviziei 13 de infanterie. Acest detașament era alcătuit dintr-o brigadă mixtă și regimentul 5 călărași din componența diviziei 13, brigada 4 roșior și o companie de cicliști de la divizia 2 de cavalerie, regimentul 3 vânători, un batalion de infanterie și două plutoane cavalerie, date de diviziile 11, brigada 25 infanterie, dată de divizia 1 cavalerie. Asaltul asupra orașului cetate era programat pentru 24 februarie, însă datorită trecerii unui detașament german dinspre frontul român prin sudul Basarabiei spre Ucraina, operația a fost devansată cu 24 de ore. Trupele române, care după 16 februarie fuseseră organizate pe trei coloane, cu două detașamente după un marș de 60 de kilometri parcurși în 4 zile, au pătruns în seara zilei de 23 februarie în Cetatea Albă. Flota de apă, care era în componență cu o parte a regimentului 47 infanterie pe flancul drept, n-a participat la acțiune. În ziua de 27 februarie, orașul a fost eliberat fără lupte. La sfârșitul lunii februarie 1918, Republica Democratică Moldovenească, Basarabia, era împărțită în 4 zone controlate de cele 4 divizii componente ale Corpului 6 de Armată. Ele au asigurat liniștea și siguranța Republicii Democratice Moldovenești până în aprilie 1918, când locul Corpului 6 de Armată e luat de Corpul 5, iar unele dintre ele au fost mutate în dreapta Prut. În aceste lupte pentru eliberarea Republicii Democratice Moldovenești de bandele bolșevice și corpurile de dezertori ai fostei armate țariste, Corpul 6 de Armată a pierdut 3 ofițeri și 22 de trupă morți, 12 ofițeri și 300 de trupă răniți, precum și 151 de dispăruți. Prieten, poate părea o statistică rece, dar gândiți-vă la fiecare secundă și la fiecare om. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând.